să cred. Wow, ce păr lung ai! Mamă, ce păr ai! Rapunzel! Scuză-mă, dar e singur lucru pe care îl pot spune. Ce cu părul ăsta? Doamne, ce lung e! Doamne. Incredibil! Dacă era fiica mea aici, o confunda cu Rapunzel. Câți ani ai? 11 ani. Deci nu l-ai tuns de 11 ani, părul. Antonia, nu ne ajuți. Poate-l vedem pe domnul, pe domnul Cotaviță așa cum era pe vremuri. Stai să vedem. Stai să vedem baftă, draga mea. Ce senzațională, un timbru ieșit din comun, dar un pic superficialitate, aș putea zice. Natale nu știe mai engleză. Și asta este o problemă pe care nu știu cum o putem trece. Eu abia aștept să te văd în finală, unde o să ai parte de propriul tău videoclip și vreau să muncești pentru asta și să ajungi unde vreau eu, adică tot mai sus. Tu știi textul piesei ăștia, îl știi? Eu? Tu. Nu, dar l-am înțeles. Am înțeles. Știi că n-aveai ce să înțelegi. Iar fata are un jmen. Ce? Stai că mă aruc. Stai să-mi revin. Aer, aplauze, pentru că Antonia mi-a creat o stare de confuzie majoră. Sunt confuzat. Da. Ce are fata mea, dragă? Fata are 11 ani. A, mulți înainte. Nu este o, asta nu e un defect, asta e o calitate. Cum e posibil să ce are mare un șmen? Cu cine are mă șmenul? Cu cine are șmenul? Nu, dacă stai să o luăm pe bune, dacă stai să o luăm pe bune, hai să-ți arăt ce. Ia? Nu, să nu vină, nu, eu n-am, orice ar fi, nu-i vina mea. Ai, glumea! Dar te vreau că toată scena asta să fie a ta data viitoare. Felicitări! Felicitări! Mulțumesc!